la această formulă, înconjurăm. Vă întrerup, domnule profesor, a venit secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, declarațiile acum. Un summit extraordinar al liderilor NATO, prin care am încercat să adresăm cea mai mare amenințare la adresa securității noastre dintr-o generație, războiul președintelui Putin la adresa Ucrainei. Poporul Ucrainei rezistă cu mult curaj și determinare, se luptă pentru libertate și pentru viitorul lor. Suntem alături de ei. Președintele Zelenski s-a adresat nouă astăzi cu un mesaj plin de semnificație, a mulțumit aliaților NATO pentru suportul semnificativ pe care îl punem la dispoziție și sublinind importanța vitală a asistenței militare suplimentare. Astăzi, liderii NATO au fost de acord că trebuie și vor pune la dispoziție sprijin suplimentar Ucrainei. Vom continua să impunem costuri fără precedent la adresa Rusiei și vom consolida apărarea și descurajarea Rusiei. Liderii au fost de acord. Au fost de acord, au aprobat 4 nouă grupuri de luptă în Slovacia, România și Ungaria, în plus față de cele 4 care există deja în țările Baltice și Polonia, deci vom avea 8 grupuri multinaționale de luptă NATO în acest moment, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. În Europa există peste 100.000 de trupe americane care susține eforturile NATO, iar aliații europeni consolidează această prezență. Avem forțe sub directa comandă a NATO, cele mai multe comasate pe flancul estic al alianței, susținute de putere navală și aeriană, inclusiv forțe navale. Astăzi, liderii NATO au fost de acord să reseteze pe termen lung postura noastră de apărare și descurajare pentru a face față acestei noi realități de securitate. Pe plan terestru, vom avea mai multe forțe în partea estică a alianței, pregătite să intervină cu mai mult echipament prepoziționat și bine aprovizionați. Pe calea aerului vom trimite mai multe avioane de luptă și vom consolida apărarea noastră integrată aeriană antirachetă. Pe mare vom avea mai multe forțe navale de intervenție, submarine și un număr semnificativ de nave de luptă care vor rămâne acolo permanent. De asemenea, ne vom consolida apărarea cibernetică și vom continua exercițiile bazate pe interoperabilitate și apărare. Vom stabili detaliile la următorul summit din Madrid din luna iunie. Astăzi, liderii aliați au fost de acord să pună la dispoziție mai mult ajutor Ucrainei pentru a-i ajuta să-și apere dreptul fundamental la autoapărare. Aliații, de asemenea, echipează Ucraina cu provizii militare suplimentare. Mă refer aici la sisteme antiaeriene, drone și sisteme antitank, care s-au dovedit a fi extrem de eficiente. La fel și ajutor substanțial financiar și umanitar. Astăzi am fost de acord să facem mai mult, inclusiv în ceea ce privește asistența cu securitatea cibernetică și pentru a ajuta Ucraina să se apere de atacuri, de amenințări biologice, chimice și nucleare. Asta ar putea include echipamente de detecție, protejare și echipamente medicale, precum și antrenamente pentru operațiuni de decontaminare și managementul crizei. Suntem hotărâți să facem tot ceea ce putem pentru a susține Ucraina. Și mă bucur că am primit oferte concrete de asistență din partea aliaților astăzi. În același timp, avem o responsabilitate de a ne asigura că acest conflict nu escaladează și mai mult, pentru că acest lucru ar însemna un pericol
pericol și mai mare și ar fi și mai devastator. Aliații au fost de acord că trebuie să creștem susținerea pentru alți parteneri aflați la risc din cauza Rusiei, aflați la risc din cauza amenințării Rusiei, inclusiv Georgia și Bosnia-Herțegovina, lucrând împreună cu Uniunea Europeană, trebuie să-i ajutăm să-și apere suveranitatea și să-și consolideze reziliența. De asemenea, am vorbit despre răspunsul la crize. Astăzi, liderii aliați au cerut Chinei să se abțină de la a susține efortul de război al Rusiei. China nu trebuie să pună la dispoziția Rusiei ajutor economic sau militar. De asemenea, în plus, Beijingul trebuie să-și folosească influența semnificativă la adresa Rusiei și să susțină o încheiere pașnică a acestui conflict. Aliații au fost de acord că Belarusul trebuie să înceteze să acționeze ca un complice la invazia lui Putin. În cadrul întâlnirii de astăzi, liderii și-au reafirmat angajamentul ferm la față de politica NATO a ușilor deschise în conformitate cu articolul 10 al tratatului. Lărgirea NATO a fost un succes care a contribuit la prosperitate și democrație în Europa. La o lună de la începutul invaziei ruse la adresa Ucrainei, mediul de securitate al NATO s-a schimbat fundamental pe termen lung și răspundem acestor amenințări. Dar securitatea are un preț și, făcând mai mult, ne va costa mai mult, așa că liderii NATO au fost de acord să-și dubleze eforturile pentru aș îndeplini angajamentele făcute în anul 2014. Aliații vor trimite planuri adiționale în legătură cu modul în care să răspundă acestor provocări până la summitul NATO de la Madrid și sunt mulțumit de faptul că un număr de aliați NATO au anunțat astăzi planuri pentru a-și spori semnificativ cheltuielile de apărare. În aceste momente periculoase, unitatea și solidaritatea transatlantică sunt vitale. Europa și America de Nord sunt împreună și vor continua să rămână împreună unite în NATO. Sunt gata să răspund întrebărilor dumneavoastră. O întrebare de la CNN. Domnule secretar general, vă mulțumesc. Președintele Zelenski s-a adresat astăzi liderilor NATO și a acuzat Rusia că a trimis muniție cu fosfor. Mă întreb dacă NATO are dovezi în legătură cu acest lucru și care este răspunsul dumneavoastră sau care ar fi acesta. Iar apoi mă întreb dacă ați discutat în cadrul acestei întâlniri în legătură cu stabilirea unor baze permanente ale NATO, precum în zonele baltice și abandonarea pactului fondator al Consiliului NATO-Rusia. Vorbim despre postura de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, cu mai multe trupe, cu mai multe forțe aeriene și capacități militare. Deja ne-am sporit prezența pe flancul estic, iar astăzi am decis să înființăm noi patru grupuri de luptă, iar liderii au fost de acord să pună la dispoziția comandanților noștri opțiuni pentru o resetare pe termen lung a prezenței noastre, a posturii noastre militare pe flancul estic al Alianței și în întreaga Alianță. Detaliile vor fi decise la summitul nostru din luna iunie, dar aceasta se adaugă tuturor lucrurilor pe care le-am făcut deja. De vorbim despre postura pe termen lung, suntem pregătiți pe termen lung pentru că am tot spus astăzi că invazia lui Putin la adresa Ucrainei a schimbat mediul de securitate pe termen lung. Este o nouă realitate, este noua normalitate, iar NATO răspunde pe termen lung. Am văzut informații credibile în legătură cu folosirea forței militare la adresa civililor. Și bineînțeles, aceasta este o mare îngrijorare pentru toți aliații NATO. Întrebare de la NBC. Domnule secretar general, vă mulțumesc că mi-acceptați întrebarea. Cum credeți că NATO va răspunde dacă China începe să susțină Rusia economic și poate militar? Și credeți că există un rol pe care NATO îl poate juca atunci când vine vorba despre a atenua costurile cu energia
și vorbesc direct despre a vorbi direct cu Arabia Saudită sau alți producători din cadrul OPEC. Aliații NATO își coordonează eforturile când vine vorba despre securitatea energetică și s-a discutat despre acest lucru în cadrul întâlnirii de astăzi. Pentru a consolida proviziile și canalele de aprovizionare și, de asemenea, pentru a reduce dependența de Rusia. Vom participa și la G7 și liderii G7 care lucrează cu liderii din UE în formate diferite au discutat cu liderii NATO în legătură cu necesitatea de a reduce dependența de Rusia și de gazul și petrolul rusesc. Mesajul nostru pentru China este că ar trebui să se alăture restului lumii și în mod clar să condamne războiul brutal împotriva Ucrainei și să nu susțină Rusia, să nu o susțină nici economic și nici militar. Întrebare de la Interfax Ucraina. General News Agency Interfax Ukraine. I would like to ask. Aș vrea să vă întreb dacă conducerea poloneză a adus la masa de discuții propunerea lor de a trimite o misiune de menținere a păcii în Ucraina și dacă da, ce fel de discuții a fost și ați ajuns la o concluzie în legătură cu această chestiune. Am discutat mai multe chestiuni. Iar mesajul este că trebuie să fim uniți și că este nevoie să punem la dispoziția Ucrainei sprijin, dar în același timp avem o responsabilitate să ne asigurăm că acest conflict nu devine un război pe scară largă între NATO și Rusia. Acesta este motivul pentru care aliații au spus foarte clar că nu vom trimite trupe pe teren în Ucraina, pentru că singurul mod de a face acest lucru este să ne pregătim de un război, de un conflict la scară largă cu forțele rusești. O întrebare de la Financial Times. Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar general, felicitări pentru că mandatul dumneavoastră a fost extins cu un an. Ați spus că aliații au fost de acord să își susțină pregătirea pentru a răspunde unor eventuale amenințări nucleare, chimice sau biologice. Aveți informații din partea serviciilor de inteligență în legătură cu această amenințare și cum anume își consolidează pregătirea alianța? Suntem îngrijorați, în primul parțial, pentru că vedem retorica și vedem că Rusia încearcă să creeze un soi de pretext acuzând Ucraina și Statele Unite și aliații NATO că se pregătesc să folosească arme biologice și chimice. Și am văzut și înainte că acest mod de a-i acuza pe alții, de fapt, este un mod de a crea un pretext pentru a face același lucru tu însuți, adică ei înșiși. Iar aceste acuzații aduse la adresa Ucrainei și aliaților NATO sunt absolut false. Orice folosire a armelor chimice va schimba total natura acestui conflict, va fi o încălcare flagrantă a legii internaționale și va avea consecințe extinse și pe scară largă și, bineînțeles, va fi extrem de periculoasă. Va afecta oamenii din Ucraina, dar există un risc că va exista un efect direct la adresa oamenilor care trăiesc în țările NATO, pentru că putem să vedem, ne putem imagina contaminarea, extinderea agenților patogene după folosirea armelor biologice în țările noastre, în cazul în care acest lucru s-ar întâmpla. De asemenea, știm că Rusia a folosit agenți chimici împotriva propriilor oponenți și au folosit-o pe teritoriul NATO în Salisbury înainte și știm că Rusia a facilitat și a susținut regimul Assad în Siria atunci când s-au folosit arme chimice împotriva propriei populații. Acest lucru subliniază importanța de a pune capăt acestui război imediat, pentru că este o situație periculoasă. De aceea am impus sancțiuni și de aceea susținem Ucraina.
Aliații au fost de acord să furnizeze echipament pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva unor amenințări nucleare, biologice, chimice. Acest lucru ar putea include echipamente de detecție și protecție, echipament medical, precum și antrenament pentru și managementul crizelor. Suntem, de asemenea, am subliniat și am sporit pregătirea aliaților în legătură cu amenințări nucleare, chimice sau biologice. Generalul Walters a activat forța specială, elemente speciale de apărare în fața unor astfel de amenințări, iar aliații trimit sisteme de apărare împotriva unor astfel de amenințări pentru a ne sublinia determinarea. Luăm măsuri atât pentru a susține Ucraina, cât și pentru a ne apăra. O întrebare de la Al Jazeera. Domnule secretar general, președintele Zelenski, atunci când a vorbit cu dumneavoastră, și-a amintit că a vorbit cu dumneavoastră acum o lună și a spus că nu a primit răspunsuri clare. De această dată v-a cerut în mod specific 1% dintre tancurile dumneavoastră, 1% dintre avioanele dumneavoastră și arme antinavale și mijloace de apărare aeriene. A făcut o listă cu cerințe foarte clare. Care este răspunsul dumneavoastră clar? Am ascultat cu mare atenție ceea ce a spus președintele Zelenski și toți și many dintre liderii din această cameră au avut contacte cu el în ultima săptămână, au vorbit cu el. Ministrul ucrainean al apărării a participat la ministerial apărării de săptămâna trecută și am ascultat cu mare atenție și bineînțeles am luat în considerare mesajul pe care l-a transmis, mesajul plin de importanță pe care l-a transmis mesajilor NATO. Aliații NATO oferă ajutor semnificativ Ucrainei și punem la dispoziția Ucrainei sisteme avansate, arme și sisteme care ajută Ucraina să doboare avioane și să atace tancuri cu arme antitank și multe alte tipuri de sisteme, inclusiv drone. Nu voi intra în detalii în legătură cu sistemele exacte pe care le trimitem. Există contacte apropiate între Ucraina și aliații NATO, dar ceea ce pot spune este că aliații fac tot ceea ce le stă în putere pentru a susține Ucraina cu arme, astfel încât Ucraina să se poată apăra. Dreptul la autoapărare este înscris în Carta ONU. În același timp, avem o responsabilitate de a ne asigura că acest conflict nu devine un război la scară largă în Europa, care să implice nu doar Ucraina sau Rusia, ci și aliații NATO și Rusia. Acest lucru ar fi mult mai periculos și mult mai devastator. Și cred că trebuie să fim sinceri în legătură cu această chestiune și exact asta am subliniat în cadrul întâlnirii noastre de astăzi și am subliniat și în timpul conferinței de presă. Ceea ce facem este că trimitem mult echipament, iar acesta este un răspuns la întrebarea dumneavoastră, dar nu vă voi furniza detalii, nu cred că este înțelept ca eu să fac o listă în legătură cu când și ce facem și ce trimitem. Nu este înțelept să vă spunem exact ceea ce trimitem Ucrainei. Aliații NATO au sporit acest ajutor și este esențial pentru progresul pe care trebuie să-l facem pentru a preveni progresul forțelor ruse în Ucraina. Mă tem că sunt foarte multe întrebări, dar secretarul general trebuie să meargă la reuniunea G7, va participa la briefing mai târziu în cursul acestei zile.